faci, bă, iar te joci cu mâța? Da. Ai terminat treaba? Da, cum? Tată treaba din grădină? Da. Tată, tată? Da, și există tată mai puțină și tată mai multă? Tată înseamnă tată, nu? Da, și nu mai ești glume de astea? Și eu pot. A, deci ai terminat treaba în grădină? Da. Și la Vali când mergem? Că avem trifoi acolo. Păi nu prea pot să-mi să adun trifoiul pe Vali, că nu mai am cușii. Ajuta când mai avem cal. Și acum ce facem? Lăsăm când punem un șed? Un coleac. Un coleac și fac cumva să recuperez ori cal, ori tractor, ori ceva. Am eu un plan. Planul tău implică poker? Cam eu implică bataie. Ei, nu, nu, nu. Dar ia zi, noi mai avem drujba? Da. Păi mă duc, stai linie prin sat, că acum să caută. Fac un bănuț și bam, cumpărăm. Păi da, drujba aia e pe benzină, tu ai bani de benzină? Dar lasă, coleacă de benzină tot mai este. Și cu și este acolo, fac un prima zi de muncă și după aceea iau bani și după aceea mai bag și după aceea tot fac bani și bam. Dacă zici că te descurci, e drujba, vezi, poate fi acasă fără ea. Ei, las, hai să vezi dacă nu. Am luat frumos drujba și am mers la Mihai Luțavă și am făcut niște bani. Am făcut plinul, am mai mers la unul și am mai făcut niște bani. Și tot așa, până am început să fac chiar cașul gros. Dar știi cum e viața. Când îi mai ghini, vine mai rău. Când l-am văzut pe ăsta că intră iar în ogradă, disculți și fără drujbă, cu fața așa de milog, am crezut că văd un film în reluare. Doamne, mă gândeam că ni s-o strica capul de văd același film în fiecare zi. Ce ai mai făcut, mă, de data asta? Tot poker? Nu, 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 n-am pierdut nici la poker, dar avem niște datorii mai vechi și ne-a oprit acum pentru el și drujbă și papușii până mă... până îl plătesc. Și dracu, toți au papușii ăștia, mi-e parcă sunt nebuni. E chiar așa frumos mă încalț? Cine, mă? Tony, hai, ăla care ne-a luat și tractorul și căruța. Of, vai de capul meu, las că vorbesc eu cu tine, nu se mai poate. Bă, dar și ieri, și azi, și mâine. Trebuie să mă duc în sat să rezolv treaba asta. Eu cât taurul de coarnic, bă, ăsta îmi pierde bani. Tătem eu așa supărat și trist, mă gândeam cum am pierdut eu drujba. Și când deodată mă sun mămica. Băi, vin repede din Vale, că am treabă cu tine. Și caut mămica până în Vale cu și s-o dus, că bicicleta era acasă. Când ajung acolo, surpriză. Ce faci? Trrrr! Ce ai făcut, mama? Ei, ce am făcut? M-am descurcat eu, că pe baza ta... Păi cum te-ai descurcat? Ei, cum? Am fost la poker și n-am rezolvat treaba. Ai câștigat la poker? Da, bineînțeles. Dar tu de când știi să joci? Băi, când eu cam eu poker, tu băteai cu lingurița în geam, băi. Băi, chiar așa e, să știi că eu plecam la poker, tu stăteai cu tatăl tău și băteai cu lingurița în geam. Păi, mami, că dacă știi că ești așa de priceput, mergem mai amândoi, fășem, ne îmbogățăm. Ei, ascultă la mine. Ușor vin, ușor pleacă. Ba nu, dacă nu-i munșit, nu stă la tine. Hai, du-te la Mihai și adă-l pe tăti înapoi. Adă-și tractor și drujbă și trotinetă, că le-am câștigat pe tăti. Hai! Pă, gata, am plecat, mă bun! Hai, calp, hai! Hai. Tu-ți dai seama și șmecher, mămica, la poker? Păi de acum altfel stau eu de vorbă cu flăcăie din sat, că de acum joc și eu altfel când știu că e șmecher și dacă așa mă susținie. Ei, mai merge el un rahat. Că am vorbit eu cu Mihai și cu Șilan să nu-l mai primească deloc. Le-am zis, dacă îl primiți și pierde bani, eu vin și vă iau toți bani. Așa că cazul e rezolvat. Oricum de acum treaba e bună. Să mai vină și lucreți acasă și viață și acordioane. Mă uit aici la tine, eu poate mă cald cum plec și nici n-am făcut să sar. Hai cu căluță. Am tras și eu cu prăjitoarea cu căluțul ăsta, dar nu știi? O grămadă. Hai cu mine. Căluț. Doina parcă era, nu?